Consilierii locali medieșeni, întruniți în ședință extraordinară de îndată, au aprobat marți, 5 septembrie 2023, completarea proiectului la faza actualizare studiu de fezabilitate, actualizat prin HCL 171/2023, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții, varianta ocolitoare a orașului Mediaș pe DN14. Obiectivul proiectului este decongestionarea traficului în municipiul Mediaș, precum și reducerea timpilor de călătorie. Traseul variantei ocolitoare a municipiului Mediaș are o lungime liniară de 8769,49 metri și va cuprinde pasaje, poduri, viaducte, pasarele, o intersecție giratorie suspendată, două noduri rutiere și o intersecție giratorie la nivel.